Jurnalele RTT. Știri la fix. Tragedie pe DN13. Un accident rutier mortal a avut loc după ora 16 în zona Feldioara. Un motociclist a murit în urma impactului cu o auto utilitară. Cadrele medicale sosite la fața locului au declarat decesul bărbatului. La testarea conducătorului auto utilitarei din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost zero. Polițiștii cercetează cauzele și împrejurările producerii accidentului. Potrivit precizărilor purtătorului de cuvânt al IPJ Brașov, comisar Alina Maria Ivan, traficul rutier nu a fost blocat. Au apărut focare de COVID-19 în secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Este vorba de secția Neurologie din pavilionul Astra și secția Interne 1 din pavilionul Mârzescu. Prefectul județului și directoarea Direcției de Sănătate Publică s-au întâlnit cu directorul general și cel medical al Spitalului Județean, coordonatoarea UPU și epidemiologul șef, pentru evaluarea situației și luarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. În Spitalul Județean sunt înregistrate câteva focare de infecție COVID, focare care sunt în cadrul secțiilor de chirurgie, de hematologie, de interne și de neurologie. Potrivit doctorului Andreea Neculau, în acest moment focarele sunt gestionate corespunzător. Directoarea DSP a cerut ca pe viitor să se lucreze mai mult la prevenirea apariției unor astfel de focare. Am discutat și problema cazurilor complexe pe care să le gestioneze cât mai optim posibil, inclusiv pe paturile de terapie intensivă din cadrul modularului pe care îl avem acum funcțional. Directoarea DSP spune că a insistat pe găsirea de resurse umane complementare, mai ales că deficitul de personal al Spitalului Județean este destul de însemnat. În județ, potrivit autorităților, mai sunt focare la un centru de plasament și un centru rezidențial din Făgăraș, la secția cronici Zărneștea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie, la lotul național de judo, atât tineret cât și seniori. Microfocare sunt în 4 firme private, o casă de tip familial și un centru de plasament din Ghimbav și o altă casă de tip familial din Săcele. Autoritățile sunt în alertă după creșterea numărului de cazuri noi de COVID-19 la nivel național. Și la Brașov, acțiunile de prevenire și sancționare a celor care nu respectă regulile de împiedicare a răspândirii noului coronavirus sunt continuate de polițiști în tot județul. Polițiștii brașoveni continuă să desfășoare activități de verificare a modului de respectare al măsurilor impuse în contextul stării de alertă, respectiv respectarea măsurilor de protecție individuală atât în zonele aglomerate, în centre comerciale, piețe, cât și în mijloacele de transport public de persoane. Scopul acestor acțiuni este prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică optim pe raza de competență. Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe cei din jur. Chiar în această dimineață, polițiștii brașoveni au fost prezenți în mai multe locuri din oraș, iar un echipaj a vegheat la respectarea legii pe Bulevardul Eroilor. Numai în ultimele 24 de ore, polițiștii au verificat 132 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea măsurilor impuse în perioada stării de alertă. Au legitimat aproximativ 1200 de persoane cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă și au verificat peste 250 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 151 de sancțiuni contravenționale. Nou record la nivel național de îmbolnăviri de COVID-19. Până astăzi, 2 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 6.200 în județul Brașov. 105.582 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.343 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 78 dintre acestea sunt din județul nostru.
Distinct de cazurile nou confirmate, 569 de persoane au fost retestate pozitiv. 32 dintre acestea sunt din județul Brașov. Până astăzi au decedat 4915 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 1 octombrie ora 10, 2 octombrie ora 10, au fost înregistrate 53 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 36 de bărbați și 17 femei, erau internați în spitale din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și municipiul București. Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 de ani, 10 decese la categoria 50-59 de ani, 15 decese la categoria 60-69 de ani, 11 decese la categoria 70-79 de ani și 15 decese la persoane de peste 80 de ani. 51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.795. Dintre acestea, 571 de persoane sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.471.499 de teste. Dintre acestea, 26.011 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.436 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.575 la cerere. Pe teritoriul României, 10.697 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.452 de persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 23.138 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 1.144 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 207.820 de lei. Tot ieri au fost constatate și două infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Vă reamintim, la linia Telverde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Sor Optimist își marchează centenarul plantând arbori. Clubul Sor Optimist Internațional Brașov organizează pentru sâmbătă 3 octombrie de la ora 10 o acțiune de plantare de arbori în parcul dendrologic Kronstadt din cartierul Noa, pentru a marca 100 de ani de existență a organizației internaționale din care face parte. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu regia publică locală a pădurilor Kronstadt, care va asigura puieții care vor fi plantați. Clubul va planta 16 arbori, deoarece acesta este numărul membrelor active în județul Brașov. Unul dintre primele proiecte majore ale acestui club înființat acum 100 de ani a fost Salvați Arborele Roșu. Era vorba despre Segoia, măreții arbori roșii fiind tăiați fără milă la vremea respectivă. Sor Optimistele au pledat pentru o legislație corectă pentru salvarea acestor arbori și nu numai. Au luptat cu firme de cherestea puternice și au obținut sprijinul publicului larg pentru acel proiect, a explicat președinta Clubului Sor Optimist Internațional Brașov, Ana Covaci. Acțiuni similare vor fi desfășurate în data de 3 octombrie de toate cluburile Sor Optimist Internațional din țară. Odată cu această acțiune a Clubului Sor Optimist Internațional Brașov, este demarată campania de toamnă de împăduriri din Parcul Dendrologic Kronstadt. Doamnele vor planta primii arbori din cei 100 pe care Regia Pădurilor intenționează să-i planteze în acest parc în această perioadă. Silvicultorii au pregătit puieții și locul în care vor fi plantați. Principalele specii ce se vor planta în parc sunt magnolia, tuia, pinul, frasinul, stejarul, ienupărul, ulmul, castanul, teiul și unele tipuri de arbuști ornamentali.
O parte importantă dintre puieții ce urmează să fie plantați au fost produși în pepiniera proprie a regiei Kronstadt în cursul anului 2020, a precizat inginerul Silvic Dragoș Moldovanu de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. În această săptămână au fost aniversați 71 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Cu această ocazie, președintele României Klaus Iohannis, președintele interimar al Senatului Robert Kazanciuk, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, premierul Ludovic Orban și ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu au transmis mesaje de felicitare liderilor chinezi, urând prosperitate și stabilitate Chinei și fericire și sănătate poporului chinez. În mesajul transmis de ministrul de externe se subliniază că România și Republica Populară Chineză împărtășesc o prietenie îndelungată, bazată pe înțelegere și respect reciproc, care s-au dezvoltat continuu timp de peste 7 decenii. România este angajată să dezvolte proiecte pragmatice de cooperare cu Republica Populară Chineză, care să țină cont de interesele naționale ale ambelor state și de scopul asigurării bunăstării și beneficiilor reciproce. România oferă un mediu de afaceri înalt, competitiv și corect, în deplin acord cu standardele europene și din această perspectivă proiectele economice și oportunitățile de afaceri sunt posibile în numeroase domenii. În calitate de membru al Uniunii Europene, România pledează pentru o relație echilibrată și benefică, bazată pe reciprocitate, transparență, acces deschis la piață și competiție în condiții echitabile, se mai punctează în mesajul ministrului de externe Bogdan Aurescu. Aproape 1,4 miliarde de chinezi au sărbătorit în 1 octombrie Ziua Națională, în acest an fiind marcată cea de-a 71-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze. Nici USR Plus nu și-a definitivat intențiile în ceea ce privește posibilele alianțe după alegerile locale. În Consiliul Local Brașov, alianța are 12 consilieri locali și ar mai avea nevoie de încă 2 voturi pentru a face majoritate în for. Cu toate acestea, primarul ales spune că încă nu a stabilit o strategie în ceea ce privește cele 2 posturi de viceprimar. Ne gândim. Există discuții. Pot să vă spun că sunt optimist după ultimele zile. La Brașov cu ultimele semnale și anunțul în această privință probabil că va fi făcut săptămâna viitoare sau vom vedea cum decurge și partea de preluare de mandat. În Consiliul Județean, USR Plus a obținut 8 mandate, la fel ca PSD. Liberalii au 17 voturi și ar mai avea nevoie de unul singur pentru majoritate. Nici aici alianța nu a stabilit încă strategia în ceea ce privește cele 2 funcții de vicepreședinte. O alianță cu liberalii ar aduce o majoritate covârșitoare în ambele instituții. Ambele formațiuni ar putea însă forma alianțe și cu socialdemocrații și oricare din ele ar avea majoritatea în Consiliul Local. În schimb, în Consiliul Județean liberalilor le-ar fi suficiente cele 2 voturi ale partidului Pro-România, pe când alianța USR Plus ar avea nevoie atât de sprijinul PSD cât și al Pro-România. În weekend, Noaptea Albă a Galeriilor vă invită să pășiți într-un tărâm plin de culoare. În seriile de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 18 și miezul nopții, aveți ocazia să vizitați 19 spații expoziționale din Brașov și împrejurimi. Astfel, NAC vă invită la Robe Street Museum pentru un vernisaj și o expoziție de carte. La Galeria Europe pentru expoziția lui Dumitru Șchiopu, însă invitația este deschisă și la Teatrul Sica Alexandrescu, dar și la Galeria Nouă, unde veți avea parte de surprize culturale. Concert Midnight Buzz la Opus 9 și în Grădina Vis. Un spațiu mult îndrăgit de tineri vă așteaptă câteva surprize electrice. În Tipografia veți întâlni noile creații ale lui George Roșu. Hair Infinity, Rockstadt, Altsquare sunt și ele înscrise pe harta galeriilor. La Casa Junilor, emoțiile vor prinde și ele culoare. Cele 10 lucrări ale expoziției Tăceri sunt practic modalități de transpunere cromatică, grafică, a unor lucruri pe care nu am știut să le spun altfel. Emoții, poate gânduri poetice, stări destul de limpezi mie pe interior, dar dificil de exprimat prin cuvinte. Și pentru că nu este mai la îndemână acest limbaj,
și-au găsit această cale picturală. Vă invit să le parcurgeți cu privirea în spațiul Casei Junilor, în noaptea galeriilor 2, 3, 4 octombrie. Eu voi fi acolo, aștept. Nu vor lipsi atelierele de creație și experimentele murale din Club Visual. Programul nocturn de artă contemporană în 3 seri consecutive este gândit astfel pentru a reduce riscul de aglomerație, fără a reduce accesul la artă. Jurnalele RTT. Știri la fix.